Salutare, prieteni! Revin într-o livadă de care mă ocup. Este cea cu problemele cu afide, cu atacul de afide, rapăn, făinare și alte boli. Însă ce vreau să scot în evidență este faptul că la soiul Napoca este mult mai rezistent la aceste boli. După cum vedeți, foarte puține boli pe acest pomișor și rodul este foarte bine conservat, adică se menține. Soi rezistent la boli și dăunători. De ce spun? Pentru că mare parte în livadă, de exemplu aici lângă noi, avem un Williams roșu și acesta are boli, are afide și normal dacă era să transmitea și în partea cealaltă, dar acesta este chiar are un sistem foliar foarte bun și nu este atacat. Plus de asta fructele arată foarte bine fără să aibă atac masiv de rapăn, făinare și afide. Fructe frumoase, comerciale, este un soi scos de noi, de români. Se pare că este scos la Cluj. Nu știu ce încrucișare s-a făcut, dar știu sigur că e de-a nostru autohton românesc. Încă un păr care la fel de bine rezistă și chiar fructele sunt ok, este soiul Untoasă Bosc, jambonul pe care îl știm noi. Fructele arată foarte bine, sistemul foliar este ok. Sunt și creșterile pe care pomul trebuie să le aibă într-un sezon de creșteri și la fel și ele sunt la locul lor. Deci două soiuri care pot spune că pe lângă celelalte soiuri pe care le avem aici, Chifărul, Williams Roșu, se păstrează foarte bine în livadă. La soiul Monica nu putem spune același lucru pentru că avem atac de afide, se pot vedea. Frunzele lăstarilor sunt încrețite. Aici furnicile care sunt la locul lor datorită faptului că se hrănesc cu dulceața pe care o lasă afidele. Și de-aia spun că sunt diferențe, unele fructe care rezistă și altele care nu. Dar Monica este mai sensibil, să zic așa, într-o livadă atunci când o vrem bio, să zicem așa, fără tratamente. Însă părerea mea e că greu putem să obținem așa ceva atunci când vrem 100% bio. Nu prea se poate. Aici părul acela bătrân, un păr la 50 de ani, zic eu, cu o coroană destul de voluminoasă și aș vrea să vă arăt și cum arată fructele. Cam așa arată. Bine, asta este un fruct mai mic, dar văzusem mai devreme și fructe mai dezvoltate. Uitați. Asta îl știu de anul trecut. Face niște pere nu foarte mari, să zic că până într-o 100 de grame de vară, dar în momentul în care se coace, pulpa se prăbușește. Nu știu dacă ar fi bine sau nu
să-l multiplic. O să mă gândesc. Respect, vă salut!